Astăzi, specialiștii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Drobeta al județului Mehedinți au răspuns invitației Liceului Teoretic Șerban Cioculescu de a susține o lecție deschisă în cadrul programului Școala Altfel. Tinerii au fost informați despre modurile în care pot accede către o carieră militară în domeniul situațiilor de urgență, fiindu-le prezentate instituțiile care școlarizează personalul, dar și posibilitatea încadrării directe în cadrul unităților aparținând Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Sunt două instituții de învățământ și anume Școala de Subofițeri Pompieri, care se numește Pavel Zăgănescu și este în localitatea Bâlbești, prin județul Prahova. Aceasta are o durată de școlarizare de aproximativ 11 luni. În primul rând, școlarizarea este gratuită, aveți cazare și hrană gratuite, iar după absolvirea școlii de subofițeri sau facultății de pompieri, aveți asigurată angajarea în cadrul structurilor noastre. Liceenilor și cadrelor didactice le-au fost prezentate regulile și măsurile de apărare împotriva incendiilor, dar și modul de comportare înainte, pe timpul și după producerea unui seism. Prin desfășurarea acestei activități, pompierii mehedințeni au dorit să responsabilizeze tinerii cu privire la necesitatea respectării măsurilor de siguranță, astfel încât viața lor și a celor dragi să nu fie pusă în pericol. În speranța că aceste acțiuni informativ-preventive îi vor ajuta pe liceeni să ia cele mai bune decizii în situații limită, avem convingerea că o populație informată va fi în măsură să acționeze eficient și să gestioneze cu calm evenimentele produse, reușind să se protejeze, dar și să vină în ajutor persoanelor din jur. Activitățile urmăresc conștientizarea tinerilor cu privire la riscurile la care se pot expune atunci când nu respectă regulile de siguranță, cu accent pe modul de comportare în situații de urgență.